Transmisiune directă, România-Franța, partidă de dublu care se joacă la campionatele mondiale de futnet. România în tricou roșii cu Alin Bălan, așezând o minge în terenul francezilor. Aceștia evoluează în alb și o greșeală acolo pe care o face în apropierea plasei Kevin Descamp. 1-0 pentru tricolori, Bălan urmează să servească. La dublu, serviciul, ca și la simplu, se face în diagonală. Bălan a venit la fileu pentru a bloca, aleargă acolo Bozga. Bălan trece mingea. I-am cunoscut așadar pe cei doi titulari ai naționalei noastre. Egalează Descamp la 1 cu o minge trimisă într-o zonă de teren unde nu se putea apăra nimeni. Al doilea francez este Julien Mercier, cel care este și capitan de echipă și servește. La 1 pentru francezi. Din grupă mai face parte Irakul, o echipă care a promovat din divizia B, ale cărei meciuri s-au jucat de dimineață. În grupa A, Slovacia, Polonia, Italia, cu Slovacia clar favorită. România, Franța, Irak în grupa B. În grupa C, Elveția, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii, iar în grupa D, Cehia, Ungaria și Ucraina. Egalitate la 2. Aș mai spune, prieteni, că mai sunt câteva partide în desfășurare, în paralel cu cele pe care noi le vedem. Meciurile se dispută în sala de încălzire, situată în imediată apropiere a terenului principal. N-am făcut precizarea, dar terenul la dublu ține până la linia de serviciu de la triplu. Așadar, pe bucata care s-a utilizat la triplu nu se joacă. Este 3-2. Bălan trimite afară acest serviciu, egalitate la 3, o minge care revine naționalei franceze. Așa cum am văzut mai devreme jucătorii de fotbal de la CFR Cluj, venind la deschiderea oficială a acestei competiții, să știți că și în Franța s-a practicat un sistem asemănător. Dezai, de exemplu, a fost unul dintre oamenii care au promovat futnetul, iar cu ocazia unei finale de Cupa Mondială la fotbal feminin, jucători mari din Franța au participat la acțiuni de popularizare a tenisului cu piciorul. 4-4, Bălan a servit în fileu. Antrenorul echipei naționale a României este Daniel Săsărman. Este important rezultatul, chiar dacă, să zicem, ambele echipe se vor califica pentru sferturile de finală, în acele grupe se va intra și cu punctajul acumulat în meciul direct. Bozga ridică acolo pentru Bălan, acesta cu stângul, n-are însă forță atacul său. Bine plasat Bozga pe fundul terenului și Bălan întoarce din glezna acolo, trimite cu riscul, o minge aproape de linia laterală, însă în teren scorul devine 5-4. Yeah.
va servi Florin Bozga, cei doi sunt coechipieri la JSF Cluj-Napoca. Egalitate la 5, Coco și Galici sunt o echipă valoroasă, au operat și acolo câteva modificări la nivelul jucătorilor. Este o altă generație care joacă pentru Franța, în urmă cu câțiva ani aveau jucători și mai buni, foarte experimentați, care însă n-au mai putut să evolueze pentru națională. Mercier ratează scurta acolo, 6 la 5 pentru România. Pentru România, 6 la 5. 6 to 5 for Romania. Julian Mercier, un jucător puternic. La 5 reușim să ne distanțăm, cred, pentru prima dată în set la două lungimi, motiv pentru care antrenorul francez solicită un timeout. Bozga a jucat în campionatul României alături de Alin Bălan. Cuplul celor doi este sudat. JSF este vicecampioana țării după Tango Salonta. Preluare bună a francezilor. O minge peste Bălan în colț. Bozga trimite lung și Bălan se întinde acolo. Avantajul picioarelor lungi. 8 la 5. În vârful bocancului a agățat această minge Bălan și a trimis-o în locul potrivit, acolo unde nu putea fi ajunsă. O minge cu efect care l-a ocolit pe apărătorul francez. 8 la 5, Bozga servește, a făcut-o din stânga. O minge afară acum, scorul devine 8 la 6. Franca a făcut-o din stânga, serviciul însă trebuia să fie din dreapta. Pentru că, în cazul numerelor pare, la serviciu se efectuează din dreapta. Bălan și excelentă scurtă, 9 la 6. Nu. Scuzele de rigoare, eu sunt cel care am încurcat regulamentul. La dublu se servește pe toată lățimea terenului și de oriunde. Însă primele servicii au fost ca la simplu ale jucătorilor și de aceea m-am gândit cumva că regulamentul a suferit modificări de ultim moment. Nu, serviciul poate fi executat de pe toată lățimea terenului și în orice punct al terenului advers, lucru care face, atenție, foarte dificile preluările și apărarea la proba de dublu. Extraordinar, blochează Bălan. Picior puternic acolo, se împinge pur și simplu în teren cu piciorul de sprijin, cu celălalt îl blochează pe atacantul advers. 11-6, set câștigat de România. După acest meci vom asista la încă unul de dublu între Elveția și Coreea de Sud. Apoi vom trece din nou la triplu, 4 jocuri de triplu care vor încheia transmisiunea noastră de astăzi. Thank you.
S-au schimbat terenurile, Florin Bozga servește de la distanță, un serviciu puternic, însă preluat acolo bine. Mingea este în teren, mobilitate inghinală foarte bună pentru Alin Bălan, care a putut să ridice piciorul până la nivelul capului adversarului, însă a atins acolo cu shortul banda superioară a fileului, punct pentru francez. 1-0, însă în orice caz este un exercițiu de intimidare, dacă îmi dați voie să spun astfel, pentru că Bălan i-a demonstrat adversarului ce gimnastică poate să facă acolo și iată, încă o dată, Bălan își etalează veleitățile, bagă piciorul dincolo de fileu și trimite pe partea opusă, aproape de plasă, imposibil de prins acea minge de către Mercier, omul care nu se afla în duel cu Alin Bălan. Egalitate la 1 este rezultatul în acest moment. Bozga servește pe Mercier, descam, ridică pentru Mercier, al cărui exercițiu de finalizare este ideal. Foarte pretențios, a trimis acolo peste genunchiul lui Bălan, în zona de teren mai îngustă. Revedem aici, 2-1. A fost însă sigur pe el, tot Mercier a servit. Preluarea este bună, descam, ridică. Mercier îl pune în poziție de finalizare pe descam. Bălan se teme de fileu acum. Ați văzut că a atacat cu ceva rezervă și au noroc francezii aici. Mercier face ca scorul să devină 3-1. E o rocadă în echipa franceză. Mercier apare mai des la fileu, la finalizare. Lucru care se pare i-a bulversat un pic pe tricolori. Julien Mercier, iată-l încercând acum să servească și să pună dificultate pe Bozga, preluare înaltă și Bălan greșește aici, n-avea cum să se apere acolo, să trimită cu capul de sub înălțimea fileului, 4-1 în favoarea celor de la Naționala franceză, motiv pentru Daniel Sesărman să solicite un timeout. Schimbarea de registru tactic a francezilor a avut rezultate și pe tabela de marcaj. Iată-i pe oaspeți, conducând cu 3 puncte. Avantaj redus la 2 de diagonala scurtă excepțională a lui Bălan. Linge perfect ridicată de Bozga și Bălan țintește acea zonă, un fel de vinclu ca la fotbal. 4-2. Bălan își aruncă mingea sus pentru a servi în forță, dar trimite în fileu. 5-2, francezii mențin această diferență de 3 puncte pe tabelă. Primul set a fost câștigat de România cu 11-6. Greșeală la serviciu și a francezilor. 5-3. Descam cu pieptul, tot la el ajunge mingea, o foarfecă încercată în stil sudcorean. Bălan a incomodat acolo suficient, cât că jucătorul francez să trimită afară. Iată ce mult înseamnă să îți alungești piciorul și să îl incomodezi pe trăgător, să nu-i dai libertate de mișcare. 5-4. Bozga servește pe descam. Foarte inteligent serviciul,
chiar dacă acțiunea de atac a francezilor este finalizată 6-4, ultimele puncte au fost făcute de Mercier prin avansarea la fileu. De aceea Bosga a trimis pe Descamp, tocmai pentru că dublul fiind o probă unde cele trei atingeri sunt utilizate la maximum, tot la Descamp ar fi venit atacul. Noi jucăm din două pentru că Bosga nu are abilități de trăgător comparabile cu ale lui Bălan. Cu atât mai mult, Bosga trebuie să ridice perfect la preluare și a făcut-o la faza anterioară, iată, cu latul, cu rama pantofului de tenis. Excelent a venit mingea și ca înălțime și ca poziție lui Bălan. 6-5. Un serviciu înalt, mingea preluată din drop, Descamp, s-a retras Bălan pe celălalt colț, obligat acum să alerge, nu se oprește în fileu, milimetric a fost acolo. Bosga salvează cu mult efect, Bălan este acolo și câștigăm o minge care a fost a francezilor, să recunoaștem. Egalitate la 6. Bălan a crezut în șansa lui în două cazuri. Aici a pus bine piciorul, a ținut în poziție corectă talpa cu vârful către în jos ca să nu ricoșeze mingea spre afară sau spre tavan. Egalitate la 6, time-out solicitat de francezi care și-au văzut pulverizat acel avantaj de 3 puncte pe care l-aveau la un moment dat. Bosga, este important ca acest timeout să nu ne taie elanul. Descamp puternic pe lângă Bălan. Jumătate din teren era acoperit de către căpăcitor la fileu. Știa acest lucru și Descamp. 7-6. Timeout inteligent solicitat de către antrenorul francez pentru a întrerupe seria. Sunt destule similitudini cu voleiul. Și este egalitate la 7. A stat un pic în dubiu pentru că Bălan ar fi putut atinge fileul. Iarăși a încălecat, cum se spune, plasa acolo pentru că pasa lui Bosga a fost lungă. A ajuns în terenul advers, dar Bălan a avut cum să ajungă la acea minge și să facă punct cu talpa. Excepțional! Excepțional, ce exercițiu frumos la Descamp. 8-7. Trebuie să ai o tehnică deosebită ca să poți să faci așa ceva. Iar Descamp ne-a demonstrat că este un virtuos. Foarfeca îi dădea posibilitatea fie să trimită puternic în forță, fie să facă acel stop și să așeze mingea lângă fileu. Răspunde Bălan cu un atac clasic. Piciorul său stâng a avut o funcționalitate aproape de maxim. Randament de 90%, cu aproximație, desigur, la atacurile lui Alin Bălan. Egalitate la 8 în setul 2. Bălan blochează acolo. 9-8. Descamp este în continuare intimidat, să zicem așa, de prezența lui Bălan. Iată-l acolo pe Bălan, trimițând cu călcâiul în plasă la atacul lui Descamp. Foarte bine se retrage pentru a prelua. Și 10-8, 2 mingi de set pentru România. Bălan, omul cheie al partidei. A alergat înapoi la timp pentru a fi prins în poziție statică, astfel a putut să ridice, să îi paseze lui Bosga, iar acesta i-a retrimis pentru atacul decisiv. România la un punct distanță de câștigare acestei partide.
de scamp, greșește, o farfecă, dar mingea nu trece și România câștigă 11-6, 11-8 această partidă, victorie pentru tricolori, al doilea meci la mondial câștigat după cel de simplu al lui Ioan Creț, de care am povestit încă din timpul festivității de deschidere a campionatelor mondiale. Următorul meci pe care îl vom transmite este tot de dublu între Elveția și Coreea de Sud. O competiție frumoasă, o competiție interesantă, inedită totodată, inclusiv pentru noi, o provocare din punct de vedere mass media, jurnalistic, să deservim o ediție a campionatelor mondiale, un maraton de futnet aici la sala polivalentă, un maraton care va dura 12 ore pe micul ecran. Altfel, sunt 3 zile pline, se începe de dimineață programul, spectatorii sunt așteptați la sală să îi încurajeze pe componenții echipei naționale a României. Mă retrag un pic pentru că vom avea din nou un studio. Prieteni, rămâneți pe frecvențele Luxport. Din nou, prieteni de la sala polivalentă din Cluj, un alt invitat special, capitanul echipei naționale a Statelor Unite ale Americii, Călin Tarău, gălățean la origine, dar care acum reprezintă statul de peste ocean la Philadelphia, dacă înțeleg bine, organizați turnee de tenis cu piciorul. În Statele Unite ne chinuim, ca să zic așa, să popularizăm sportul. Avem reușite, jucăm în San Diego, avem meciuri în Chicago, în zona Philadelphiei, mai sărim granița și în Canada. Dar nu e ușor, datorită faptului că soccerul, fotbalul nu este atât de popular ca la noi aici. Avem mici probleme, aș spune. V-ați întors acasă pentru a reprezenta, iată, noua patrie. Ce sentiment resimțiți, să zic așa, în România, pentru că la un moment dat poate veți juca și împotriva României? Am dezvoltat o vorbă acolo. Ne reprezentăm țara în țara noastră. Am venit cu mari emoții, sincer vă spun. Când s-a cântat în României, îmi venea să-l cânt. Suntem într-un fel dezrădăcinați. Am să admit asta toată viața. Dar emoțiile pe care le avem venind aici sunt unice. E o situație interesantă și sperăm să se mai întâmple. Am precizat mai devreme în comentariul pe care îl realizez pentru Luxport și sper să se vadă și în America postul nostru, că în echipa Statelor Unite ale Americii se află Nicușor Marmaliuc, cel care a fost medaliat pentru România la campionatele mondiale înainte de a pleca peste ocean. El este liderul valoric al echipei? Este foarte adevărat. El este liderul valoric al echipei și a fost medaliat de două ori în campionate mondiale din Brazilia și undeva în 94 în Cehia sau Slovacia. El este elita noastră. Tot sportul acesta s-a dezvoltat în jurul lui în America. Dumneavoastră sunteți partea unui proiect foarte interesant, din câte știu eu, de cercetare la NASA. Vă rugăm să ne detaliați ceva mai mult, pentru că, iată, futnetul este nu doar o valoare comercială din punctul meu de vedere, ci și una socială. Tenisul cu piciorul e practicat de către oameni care au preocupări, să le spunem așa, științifice. Da.
Da, lucrez pentru o companie care este subcontractor de al NASA-i. Conduc multe proiecte pentru NASA. Este și principalul motiv pentru care am venit în țara asta. Nu aș fi plecat ușor din România. Nu am plecat... am plecat foarte greu, de fapt. Pun în fază pe chestia asta pentru că mă interesează să știe. Da, cercetarea este viața mea acolo. Ați brevetat multe invenții, pe când una și în tenis cu piciorul. Răspunsul e da. La partea a doua e nu. Încă, dar încă mai sper prin copiii mei. Așteptăm să vă vedem, domnule Tarău, în teren. Mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația și pentru faptul că ați venit în România, chiar dacă reprezentați un alt pașaport la campionatele mondiale de futnet. Vă mulțumesc pentru oportunitate. Toate bune, a fost alături de noi Călin Tarău de la Naționala Statelor Unite ale Americii. Noi revenim în curând cu o altă partidă de la mondialele de futnet de la Cluj-Napoca.